De exemplu, acces direct, această emisiune pe care tu o blamezi de atât de mult, a fost atât singura de mult, dar emisiune. Am dat un hai exemplu. Să vezi, hai să vezi cât de culturală poate să fie. În momentul în care s-au împlinit 17 ani, 16 ani de când a murit Liviu Vasilica, a fost singura emisiune din România care a punctat... Florin, ești ancorat în trecut și nu vrei să depășești niște momente de acum 18, 20, 30 de ani. Nu, ce acum, putem face de acum? Ce putem păi face de acum? Stai acolo? Că nu, eu nu e evocarea trecutului, că așa am și eu centenar Marin Preda. Ce fac? Okay. Mor cu Marin Preda de gât? Ce pot face eu de mâine pentru ca instituția asta stai puțin, să fie mai stai puțin, să ne înțelegem ce vreau eu să spun, că de-aia nu ne înțelegem. Deci, când s-au împlinit, acum 2-3 ani, când s-au împlinit, până să vină pandemia, s-a împlinit 16 ani de când a murit Liviu Vasilică sau chestii de lucru de genul acesta, a fost singura emisiune din România, Acces Direct, care a punctat moment și a dedicat spațiu pentru a ne reaminti de Liviu Vasilică, să spunem că se împlinesc niște ani de când a murit Liviu Vasilică. Super. Răzvan și Dani, matinalul. Da. Anul acesta, deci anul acesta, acum, nu în trecut ancorat, ce îmi spui tu mie că eu sunt ancorat în trecut, eu sunt foarte în prezent. Proiecțiile din deci, trecutul le transpui acum, astăzi, vorbim acum, despre... Acum, pe 19 octombrie, da, noi am avut moment la Răzvan și Dani în care a fost comemorat Liviu Vasilică și a avut și o audiență foarte mare momentul. A fost pentru că, da frate, momentele de cultură se fac în interiorul momentelor atunci de divertisment. Hai să desființăm acest centru cultural și să vorbim despre Liviu Vasilică și nu mai avem nevoie de nimic. Păi nu, asta voi n-aveți nevoie de Liviu Vasilică, că vă credeți bazați, asta s-a făcut 18 ani aici. A zis cineva așa ceva? Păi da, hai să vorbim mai de Liviu deci Vasilică. Păi prezențe, nu, instituția asta a înființat-o Liviu Vasilică. Cum adică? Hai să nu vorbim de Liviu Vasilică și să arătăm lucrurile de divertisment. Hai să desființăm acest centru cultural și să vorbim despre Liviu Vasilică și nu mai avem nevoie de nimic. Păi nu, asta voi n-aveți nevoie de Liviu Vasilică, că vă credeți bazați, asta s-a făcut 18 ani aici. A zis cineva așa ceva? Păi da, hai să vorbim mai de Liviu deci Vasilică. Păi prezențe, nu, omule, instituția asta a înființat-o Liviu Vasilică. Cum adică? Hai să nu vorbim de Liviu Vasilică și să arătăm noi că centru de divertisment. Hai să desființăm acest centru cultural și să vorbim despre Liviu Vasilică și nu mai avem nevoie de nimic. Păi nu, voi n-aveți nevoie de Liviu Vasilică, că vă credeți bazați, asta s-a făcut 18 ani aici. A zis cineva așa ceva? Păi da, hai să vorbim mai de Liviu deci Vasilică. Păi prezențe, nu, omule, instituția asta a înființat-o Liviu Vasilică. Cum adică? Hai să nu vorbim de Liviu Vasilică și să arătăm noi că centru de divertisment. Hai să desființăm acest centru cultural și să vorbim despre Liviu Vasilică și nu mai avem nevoie de nimic. Păi nu, voi n-aveți nevoie de Liviu Vasilică, că vă credeți bazați, asta s-a făcut 18 ani aici. A zis cineva așa ceva? Păi da, hai să vorbim mai de Liviu deci Vasilică. Păi prezențe, nu, omule, instituția asta a înființat-o Liviu Vasilică. Cum adică? Hai să nu vorbim de Liviu Vasilică și să arătăm noi că centru de divertisment. Hai să desființăm acest centru cultural și să vorbim despre Liviu Vasilică și nu mai avem nevoie de nimic. Păi nu, asta voi n-aveți nevoie de Liviu Vasilică, că vă credeți bazați, asta s-a făcut 18 ani aici. A zis cineva așa ceva? Păi da, hai să vorbim mai de Liviu deci Vasilică. Păi prezențe, nu, omule, instituția asta a înființat-o Liviu Vasilică. Cum adică? Hai să nu vorbim de Liviu Vasilică și să arătăm noi că centru de divertisment. Hai să desființăm acest centru cultural și să vorbim despre Liviu Vasilică și nu mai avem nevoie de nimic. Păi nu, voi n-aveți nevoie de Liviu Vasilică, că vă credeți bazați, asta s-a făcut 18 ani aici. A zis cineva așa ceva? Păi da, hai să vorbim mai de Liviu deci Vasilică. Păi prezențe, nu, omule, instituția asta a înființat-o Liviu Vasilică. Cum adică? Hai să nu vorbim de Liviu Vasilică și să arătăm noi că centru de divertisment. Hai să desființăm acest centru cultural și să vorbim despre Liviu Vasilică și nu mai avem nevoie de nimic. Păi nu, voi n-aveți nevoie de Liviu Vasilică, că vă credeți bazați, asta s-a făcut 18 ani aici. A zis cineva așa ceva? Păi da, hai să vorbim mai de Liviu deci Vasilică. Păi prezențe, nu, omule, instituția asta a înființat-o Liviu Vasilică. Cum adică? Hai să nu vorbim de Liviu Vasilică și să arătăm noi că centru de divertisment. Hai să desființăm acest centru cultural și să vorbim despre Liviu Vasilică și nu mai avem nevoie de nimic. Păi nu, asta voi n-aveți nevoie de Liviu Vasilică, că vă credeți bazați, asta s-a făcut 18 ani aici. A zis cineva așa ceva? Păi da, hai să vorbim mai de Liviu deci Vasilică. Păi prezențe, nu, omule, instituția asta a înființat-o Liviu Vasilică. Cum adică? Hai să nu vorbim de Liviu Vasilică și să arătăm noi că centru de divertisment. Hai să desființăm acest centru cultural și să vorbim despre Liviu Vasilică și nu mai avem nevoie de nimic. Păi nu, voi n-aveți nevoie de Liviu Vasilică, că vă credeți bazați, asta s-a făcut 18 ani aici. A zis cineva așa ceva? Păi da, hai să vorbim mai de Liviu deci Vasilică. Păi prezențe, nu, omule, instituția asta a înființat-o Liviu Vasilică. Cum adică? Hai să nu vorbim de Liviu Vasilică și să arătăm noi că centru...